misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 12. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Manul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 12Z4000X. Itzi și Bitzi sunt în nava Zorar. Itzi s-a închis în camera ei și nu îi dă voie lui Bitzi să intre. Cei doi vorbesc prin interfon. Itzi, dă-mi drumul să intru! Nu vreau! Ce faci acolo de nu vrei să știu eu? E treaba mea! Bine, dacă așa vrei tu, n-ai decât! Nu trebuie să știi tu totul! Itzi! Ce mai vrei? Am ceva pentru tine! Nu mă păcălești tu așa ușor! Nu vreau să deschid, gata! Bine, treaba ta, dar tu pierzi! Ce zici că ai pentru mine? Am găsit un hran zeu plin cu ciocozolată! Vreau să ți-l dau ție pe tot, pentru că pe mine mă strică la burtică. A, ce șmecher ești! Vrei să mă faci să deschid ușa ca să vezi ce fac eu aici înăuntru? Ba nu, dacă nu vrei, treaba ta! Am să arunc ciocozolata la dezintegrator. Nu, stai! Uite cum facem! Pune ciocozolata jos, lângă ușă, și apoi depărtează-te, așa, să nu trișezi! Știi că pot vedea pe monitor poziția ta în nava Zorar? Bine! Uite! Am pus ciocozolata jos, lângă ușă! Acum m-am îndepărtat de ea! Ha! Nu ai reușit! Uite, eu am luat ciocozolata și tu nu ai intrat! Dar nici nu am vrut! Am vrut doar să-ți dau ciocozolata! Pe ce? E foarte bună! Mulțumesc! Voi, fetele, sunteți de groază! Da? De ce? Nu pot să cred! Ia uite, uite ce făceai tu de două ore închisă în camera ta! De parcă ai ști! Îți vopsești mova antenuțele și te admiri în oglindă! E treaba mea! Cum? Ce? Dar de unde știi ce fac? Ce te-am băgălit! Nu înțeleg! Am închis toate camerele video! De unde știi ce fac? Am montat în hranzeu un mini zovideu. Și acum te văd pe monitor. Apropo, să știi că stă oribil cu antenuțele MOV. Mă zic că vin la tine acum. De ce? Ca să te trag de antene până ți le rup. Da, ce nu ți-e rușine? Auzi, Laie, să-mi pună un mini zovideu în ciocozolată. Stai că-ți apuc antena, că vezi tu acum. Oprește-te, că mă gâdil de nu mai pot. Nu ajung, pleacă-te, râule. De ce? Ca să mă tragi de antenă? Mă gâdil rău. Îmi pare rău că vă întrerup activitatea, dar ați primit un mesaj. Ce mesaj? De la cine? Este un SOS, un mesaj de ajutor. Este de pe planeta Xarazon. Ai avut noroc, Bitzi.
Ai avut noroc, altfel... Simi tot, fă repede legătura, au nevoie de ajutor. Aveți legătura. Ajutor! Ajutor! Este cineva care să ne audă? Suntem noi, Itzy și Bitzy, apărătorii galaxiei Xarazon. Spune, care e problema? A apărut din senin o gaură neagră în sistemul nostru solar. Ne-a înghițit deja niște nave și sateliți artificiali și se mărește în continuu, absorbind totul din jur. În curând o să ne înghite toată planeta. Stați liniștiți! Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon. Venim imediat să vedem ce putem face. Aveți grijă să nu vă apropiați prea mult de gaura neagră, că e foarte periculos. O să avem grijă! Bitzy, hai să mergem! Nu înainte de... De... Bitzy! Itzy! Itzy! Bitzy! Itzy, Bitzy, Bitzy, Itzy! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să le învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Înțeleg. De mine nu cântați pentru că v-am întrerupt din activitatea importantă pe care o desfășurați. Nu era nicio activitate importantă. Vroiam doar să-i rup antenele lui Bitzy că a fost nepoliticos. Nu înțeleg. Nu l-ar fi durut? Nici nu ai cum. Oi fi tu zimi totul care știe tot, dar nu ai cum să înțelegi ce e în capul fetelor. Auzi la ea? Să-și vopsească antenuțele mob. Of, să știi că-ți rup antenele. Stai că mă gâdil iar. Uite, mai bine să-i cântăm și lui Zimi tot. Nu crezi că merită săracul? Bine, să știi că de data asta ai scăpat, dar data viitoare... Bine, hai! Zimi! Tot! Tot! Zimi! Zimi tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi tot! Să ne mai apropiem un pic. Detectez ceva interesant. Ai grijă, Bitzy. Dacă ne apropiem prea mult, ne trage înăuntru. Numai un pic. Uite așa. Asta e. Gaura neagră e activată și comandată de o rază gamma care vine tocmai de pe planeta Katora. Katora este o planetă pe care Vartarii au o bază militară. Bănuiam eu, ei sunt de vină. De pe Katora te leghidează gaura asta neagră. Bravo! Acum că am aflat ce vroiam, hai să ne îndepărtăm. Gaura neagră a început deja să ne absoarbă. Zimi tot, pornește toate motoarele. Cu forță maximă, înainte! La limită! Încă o secundă și eram înghițiți. Nu mi-a fost frică nicio clipă. Știam că o să reușim. Dacă întârziam o singură secundă, nici nu ați mai fi avut timp să vă fie frică. Am fi fost absorbiți cu viteza luminii. Uf, bine că am scăpat. Să mergem pe planeta Katora să distrugem baza Vartarilor. E împotriva codului apărătorilor galaxiei. Dacă aveți posibilitatea, trebuie mai întâi să îl anunțați pe maiamanul Zamax despre ceea ce ați aflat. El trebuie să vă dea misiunea. Ai dreptate! Fă-ne legătura cu maiamanul Zamax! Aveți legătura cu maiamanul Zamax. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maiamane Zamax! Am fost la gaura neagră de lângă planeta Xarazon. Știm de ea. A apărut din senin și riscă să absoarbă toată planeta. Nu a apărut din senin. Este dirijată printr-o rază gamma de pe planeta Katora. Vă mulțumim. Ne-ați dat o informație foarte prețioasă. Tocmai acum am dat ordin ca o întreagă flotă de nave ziziloniene să se îndrepte spre planeta Katora. Putem să mergem și noi acolo? Da.
Când ajungeți să luați legătura cu comandantul flotei, spiritul bun să vă lumineze mintea. Transmisia s-a terminat. Zi-mi tot, introduc coordonatele. Mergem pe planeta Katora! Am ajuns pe orbita lui Katora. Itzy, uită-te repede pe hublou! Aia e planeta Katora? Da, și uite câte nave ziziloniene care atacă! Wow, am nimerit în mijlocul unui război! Eu nu înțeleg ce așteaptă! De ce navele noastre nu coboară pe planetă să-i facă praf? Ori avea un plan? Trebuie să luăm legătura cu comandantul flotei. Așa a zis Maiamanul Zamax. Așa e! Zi-mi tot, pune legătura cu comandantul flotei. Aveți legătura cu comandantul flotei. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Suntem Itzy și Bitzy, apărătorii galaxiei Xarazon. Ne-am prezentat la ordinele dumneavoastră. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Bine ați venit. Aliniați-vă nava în formația de luptă. Comandante, de ce stau toate navele pe orbită? Vartarii trebuie distruși până nu crește prea mare gaura neagră. Știm, dar nu avem ce face. Asediul Katorei durează deja de prea mult timp. Planeta e înconjurată de un câmp energetic protector prin care noi nu putem trece. Ce e mai rău e că ei pot trage în noi, dar noi nu putem trage în ei. Și nici nu putem ajunge pe planetă. Avem o idee cum să-i învingem. Bine, vă aștept la bord. Zi-mi tot, pregătește naveta. Mergem la bordul navei comandantului. Și ce o să-i spunem? Ce idee ai? Oh, ce curioase sunt fetele! Mai știi cum nu vroiai să mă lași la tine în cameră și cum te-am păcălit cu ciocozolata? Ah, Bitzy, ești un geniu! Mă bucur că n-am apucat să-ți rup antenuțele. Hai să mergem la comandant. Mini-naveta este pregătită. Spiritul rău să vă întunece mintea. Raportez, i-am pus pe fugă. În jurul planetei nu mai e nicio navă ziziloniană. Bravo. Să-mi amintești să te decorezi pentru vestea asta. Ce-i punctul acesta de pe ecranul radarului? Nu vă neliniștiți, nu mai e nicio navă ziziloniană în tot spațiul apropiat. Punctul acela este un corp meteoric care rătăcește liber prin spațiu. Scanează-l. E un corp meteoric de zirconiu. Ce mai aștepți? Știi că zirconiul ne trebuie ca să producem energie. Aduceți corpul meteoric la sol. Dar cum îl trecem prin câmpul de protecție? Parcă spuneai că nu mai sunt nave ziziloniene prin apropiere. Aduceți corpul meteoric la marginea câmpului. Pe urmă întrerupeți câmpul puțin timp. Treceți corpul meteoric și reporniți câmpul de protecție. Așa voi face, întunecimea ta. Treci la treabă. Acum
energetic și o să ne aducă pe planetă. Păcat că nu avem hublouri. Aș fi vrut să văd. Of, și fetele astea, hublouri ne trebuia ca să vadă Vartari un corp meteoric cu hublouri. Chiar nu știu ce aveți voi, fetele, în capul ăla al vostru. Auzi, antenuțe e vopsi de mov. Vezi că mă enervez și-ți rup antenele. Aici nu mai e unde să fugi, că suntem închiși în crăpătura asta. Iți, ce-ar fi să amânăm asta pe mai târziu? Acum avem altă treabă. Bine. Uite corpul meteoric. E punctul ăla mic și negru. Gata, au căzut în plasă Vartarii. L-au captat cu unda tractoare și l-aduc pe planetă. Dar pe noi sigur nu ne văd? Nu. Norocul nostru este că planeta Catora are o lună așa de mare încât putem să ascundem toată flota după ea. De pe planetă, Vartarii nu au cum să ne vadă. Ce mai așteptăm? Să atacăm? Nu acum. Mai ai răbdare. Nu au adus încă corpul meteoric pe planetă. I-am pune în pericol pe Iții și Biții. Am înțeles. Sunt absolut genial, Iții și Biții. Acum îmi dau seama cum au ajuns apărătorii galaxiei Xarazon la numai Tolozai 2. Și ideea să ne ascundem după luna asta tot a lor a fost. Credeți că o să reușească? Nu mă îndoiesc nici o clipă. Dă ordinele și fiți pregătiți. Cum vedeți racheta de semnalizare, atacați! Am înțeles. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Explozia asta. A explodat reactorul. Planeta nu mai are câmp de protecție. Cum e posibil una ca asta? Noroc că navele ziziloniene au plecat. Dacă erau aici, ne atacau. Păi, asta e problema, că s-a umplut de nave ziziloniene. De unde au apărut așa de repede? Parcă spune că au plecat. Ne-au păcălit. S-au ascuns după lună și ne-au făcut să credem că au plecat. Sunteți niște incapabili! Întunecimea voastră nu e vina noastră, că planeta Catora are o lună așa de mare! Și voi o minte așa de mică! Toată lumea la posturi! Suntem atacați! Nu mai pot să fug, am obosit! O să ne prindă! Să ne luptăm cu ei! Tu nu vezi cât suntem mulți? Atențiune!
Suntem atacați din spațiu! Toți vartarii să treacă la posturile lor! Uite aici! Unii dintre ei nu ne mai urmăresc! Au plecat în altă parte! Ne-au încercuit! Nu mai avem pe unde să fugim! Suntem pierduți! Nu mai au nicio șansă! Pe ei! Iti! Mi-a făcut plăcere să lupt alături de tine pentru apărarea galaxiei Xarazon. Ești un drăguț, Pici. Și mie mi-a făcut plăcere. Și să știi că te-am mințit doar ca să te tachinezi. Îți stă foarte bine și cu antenuțele vopsite în mov. Serios? Ești chiar dulce, Pici. Acum chiar îmi vine să te sărut. Păi ce mai aștepți? Tot nu ne-a mai rămas altceva de făcut. De unde se aude zgomotul ăsta? De sus! Privește! Sunt nave ziziloniene care aterizează din cer. Sunt ai noștri! Uite! Uite! Trag în vartarii care ne-au încercuit. Spiritul bun să-ți lumineze mintea, comandante. Ascult. Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax. I-am învins pe vartarii de pe Katora. Știu. Am primit mesaj de pe planeta Cerazon că gaura neagră s-a stins. Dar cum ați reușit să treceți de câmpul de protecție al planetei Katora? Datorită lui Iții și Biții, apărătorii galaxiei. Ei au avut o idee genială. Noi ne-am făcut că ne retragem și ne-am ascuns după luna Katorei. Ei s-au strecurat într-un corp meteoric de zirconiu. Vartarilor le trebuia zirconiu pentru energie. Și au adus corpul meteoric pe planetă. Ajunși acolo, Iții și cu Biții au distrus reactorul care genera câmpul de protecție. Atunci noi am ajuns cu navele noastre pe planetă și i-am învins. Am oprit raza gamma care coordona gaura neagră. A fost o reușită totală. Cu Iții și Biții ce s-a întâmplat? Au scăpat? Unde sunt? Au scăpat cu bine. Sunt aici, lângă mine. Vreau să vorbesc cu ei. Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax! Spiritul bun să vă lumineze și vouă mintea. Mă bucur foarte mult că ați scăpat cu bine. Vă felicit! Ați demonstrat încă o dată că istețimea și curajul sunt superioare forței brute. Cerazonienii vă sunt profund recunoscători că i-ați scăpat de la distrugere. Mulțumim, Maemane Zamax! Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazan! Tocmai pentru că sunteți atât de iscusiți, vreau să vă încredințez o nouă misiune foarte importantă. Suntem numai ochi și antene! Iată despre ce este vorba. Din nou, prin istețime și curaj, Iții și Biții au reușit să îi învingă pe vartari și să salveze planeta Xarazan de la distrugere. Spiritul bun să vă lumineze mintea.